Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește clătite de post. Haideți să vă arăt ingredientele, de ce avem nevoie. Dragii mei, e ceva mai deosebit, dar e foarte simplă. O să avem nevoie de jumătate de litru de apă, de 500 de mililitru. Da, un pic călduță, deci nu foarte tare. Aici am 50 de grame numai de zahăr. Aici am 150 de grame de făină. Și aici am 200 de grame de griș. Un praf de sare, un plic de drojdie uscate. Avem nevoie de 5 grame, de asta are 7 grame. Acum n-am cum să scot 2 grame. Și un praf de copt. Atât ai tot, ingredientele, de ce avem nevoie. Și vă arăt acum procedura, cum să procedăm cu ea. Ca să vedeți. Deci astea sunt clătite de post? Da. Am un bol aici. Și uitați cum facem. Punem ingredientele. Deci punem prima dată grisul, așa, punem făina, ce rămâne, așa, punem zahărul, așa, punem așa un praf de sare, acum punem un praf de copt și, bineînțeles, care nu pot să desfac, ce tare nu mi s-a întâmplat să nu pot să desfac. Bun. Deci, aici avem ingredientele uscate. Bineînțeles, le amestecăm. Bine. Al lucru cu telul ăsta, că încă nu m-am luat tel, să știți. N-am fost la cumpărături. Când am fost, n-am găsit și acum n-am mai fost. Când mă duc prima ocazie, cumpăr tel. Dar se poate lucra și cu asta, dragii mei. Mai de mult nu era tel și se lucra foarte bine. Eu singur mă critic. Deci, v-am arătat. Am pus ingredientele uscată. Deci am pus grisul, 200 de grame. Am pus făina, 150 de grame. Zahărul, 50 de grame. Un praf de sare, un pachet de drojdie, un pachet de praf de copt. Și acum... Drojdie uscată. Da. Așa. Și acum uitați-vă aici, că e măsurat, vedeți? 500 de mililitri de apă călduță. Și acum punem tot, așa, și bineînțeles amestecăm foarte, foarte bine, să nu se facă cocoloș, că de la făină ar putea. Dar nu lăsăm, că o lucrăm bine. Deci apă călduță, să țineți minte, nu apă rece, e apă călduță. Și uitați cum arată aluatul. Deci după ce am lucrat, atâta, nu trebuie mult frecat, atâta să nu fie boturi în ea. Eu de-aia amestec cu telul și frec bine ca să nu fie cocolașă. Încet, finuț, și când văd că s-o dizolvat, nu mai am nimic, să vă spun cum procedăm. Normal ar trebui și un praf de zahăr vaniliat, dar să știți că eu nu am acasă și dacă n-am, nu pun. Acum nu se întâmplă nimic dacă nu pun vanilie. Atâta n-am. Na, ce să facem? Asta e. Dacă voi aveți, vă rog frumos să puneți. Deci asta e tot. Acum, ați văzut, am amestecat. Trebuie să lăsăm o oră la dospit. Asta trebuie să dubleze, dacă nu, să tripleze volumul. Înțelegeți? Deci o oră las acoperit
să crească, pur și simplu să crească. Și după ce am lăsat o oră, o să vă arăt cum arată după ce o triplat volumul și o să vină încă o dată amestecat bine și o să vină făcut în tigaie, cu, bineînțeles, cu puțin ulei o să vină făcut la tigaie. O să vă arăt procedeul mai departe, dar acum trebuie să o punem deoparte, că trebuie să stea o oră ca să, bineînțeles, ca să crească. De da. Prost. Deci e ceva deosebit, dragii mei. Acum mă gândesc că poate mulți dintre voi au făcut, au mâncat, dar e ceva aparte, care eu zic că nu se face în fiecare zi și nu toată lumea chiar știe de ea. Deci e ceva simplu, dar să știți că e foarte delicios, foarte pufos și foarte bun. Și se poate mânca cu orice, credeți-mă. Noi, bineînțeles, o să mâncăm cu gem, cu gem de căpșuni. O să mâncăm noi. Acum voi, dacă aveți altceva, puteți mânca cu Nutella, cu brânză, cu mere, cu ce ar fi. Nu-i mai de post. Păi atunci și nu-i mai, dar se poate și cu aia. Da. Noi o să mâncăm cu gem. Dar acum trebuie să las, o să acoper și fac curat și lăsăm să steie. Da. Aia m-am prins. Nu este ouă. Deci, după o oră revin și vă arăt rezultatul. Și, bineînțeles, procedeul mai departe, cum procedăm. Și o să vinem și cu finalul. Și acum vă las un pic. Dragii mei, am lăsat aproape ora și așa au crescut, vedeți, face deja bășici. Dar putea să crească și mai bine. Cam rece acum. Uitați, așa arată, vedeți. Adevărul că la noi înăuntru aici nu e așa de cald, dar afară eu n-am scos, ba mai bine era dacă o scoteam afară. Dar aici la mine nu e așa de cald și da. Da, eu zic că e foarte bine. Deci astea sclătite de da. Pentru post. Așa arată. Deci am amestecat. Ca cu usturoi, cu îi place cu mulți de usturoi. La soțul meu îi place de aia, zice el că cu usturoi, dar nu. Nu mai ca cu brânză, că atunci nu-i mai Na, am amestecat bine. Acum, uitați, asta vreau să vă arăt. E subțire, e toate clătite, bineînțeles. E cu gris, v-am arătat ce am pus în ea. Acum, normal, o să merem la aragaz și o să pun la tigaie și le coacem și vă arăt rezultatul. Și acum, după... Cum vedeți, am pus tigaia la foc, am băgat o picătură de ulei, bineînțeles, că trebuie la, mai ales la prima. Și asta, așa, am, acum o să iau lângă blid și pun o ciolnacă. Polonic. Eu zic ciolnacă. Polonic. La noi așa, vedeți, uitați, nu să vedem, eu n-am mai mâncat clătite din astea, sincer. Ce bule face. Și lăsăm, bineînțeles. Soțul meu zice să lăsăm mai mult ca să nu fie crud. El tot îi frică că e crud. Mie nu-mi plac albe. Și mie nu-mi plac așa prăjită, să știți. E prea prăjită, eu nu vreau așa prăjită. Mie așa îmi plac, super. Acum
nu sarte. Uitați cum se mișcă, vedeți? Așa, le-am întors invers. Eu mai pun un pic de ulei, o picătură, vedeți? Nu pun mult. Mi-e frică să las chiar fără ulei, că... Exact ca clătitele, deci nicio diferență nu-i. Numai că-s mai pufoasă, vedeți? Trebuie să le întind mai bine, că sunt prea micuțe, nu? Și le frigem. Deci, așa procedăm cu toate, la fel, bineînțeles, le lăsăm să se prăjească. Acum nu le ardem, dar nici nu le lăsăm crude. Lăsăm să se facă bine, să nu fie aluatul crud. Și o întoarcem pe partea aia la altă. Așa, se poate întoarce ușor. Vedeți? Așa. Miroase foarte bine. Sunt curios să văd. Vedeți? Uitați, se mișcă. Deci nu se prinde, nu se lipește. Deci putem manevra cum vrem noi. Și, bineînțeles, sunt foarte pufoasă. Vedeți? Nu subțiri, nu... Uitați. Și tot așa, la fiecare eu... Oh, la asta am pus un pic mai mult. M-a scăpat. Bine, la asta am pus un pic mai mult ulei. Că, dar n-am vrut. Că eu am turnat din sticlă. Na. Să vedem, să facem mai bine cu mult ulei. Tot, nu, că tigaia e bună și ați văzut că nu se lipește nici fără ulei, nu se lipește, da, păi cu ulei. N-are cum. Numai am vrut să pun o picătură și am scăpat mai mult, da. Eu zic că nicio problemă. Tura asta la altă nu mai pun ulei, să știți. Că... Asta e. E că puțin, puțin trebuie, că... Păi trebuie, da, numai n-a eu acum... Au astea gris și nu e altceva față de alea, da. Foarte bine. Aia la altă, eu le întigaia asta, le fac chiar fără ulei, să știți. Da, cred că am filmat odată fără ulei, dar nu din astea cu gris. Nu, nu. Dar cu făină normală, ce cum fac eu de obicei, simplă, clasică, deci, vedeți? Haide să încercăm fără ulei. Nu știu dacă nu se prinde una. Acum să vedem. Deci asta, ca să țineți minte, e fără ulei, fără un gram de ulei. Nimic am pus ulei. Acum vreau să văd dacă se prinde. La fiecare am pus câte un pic de ulei. La asta n-am mai pus deloc. Acum vreau să văd dacă se prinde. O să mai lăsăm un picuș și o întoarcem, bineînțeles, pe partea aia la altă. O să mișcăm un pic marginile. Să știți că nu se prinde. Oh, am lăsat mai mult. Așa îi place la soțul meu mai brunet. Da, așa. Nici arse, dar asta nu e arsă. Da, uitați. E maronie. Și? Acum pun un pic de ulei, că nu vreau să ard tigaia. Atât. Nu
să le faci mai mari. Mai mari? Da. Așa. Așa. Și atunci mai avem una. Mai avem una. Și le-am terminat. Hai, un minut și s-a dus. Clătitele într-un minut s-au făcut, într-un minut se mănâncă. Da, dacă nu sunt multe, n-o să... Bine, eu le adevărul că le-am... No. Am vrut eu să nu fie chiar așa subțire, că n-am știut cum ăsta, dar sunt destul de mare, spufoase, nu subțiri, să știți. Acum, da, cine vrea să facă mai mult... Da, face o cantitate dublă. Da. Pentru noi ajunge. Eu mânc una numai să... așa de poftă. Soțul meu două și restul Miriam. La Miriam îi plac foarte, foarte mult clătitele, să știți. Ultima bucată. Deci asta e ultima, ca să știți. Haidea să întind mai bine. Așa. Și lăsăm, și asta e ultima, să se facă, bineînțeles. Și o să le umplăm cu gem. Am gem de căpșuni. Și o să le punem cu gem. Acum nu avem de prune, că mie ăla îmi place. Ce să facem? Merge și asta. Na, încă cum merge? Mie de prune îmi place cel mai mult. Pesmet, cum se spune la țară. Mamă, prune bistriță. Eu am și oprit aragazul. Mai lăsăm un pic, că cratița e ferbinte, foarte ferbinte. Și să mai coace. Și bineînțeles, scot. Și o să le facem cu gem. O să le numărăm, că nu știu cât a ieșit. Că... 1, 2, 3, 4, 5, 6 m-a ieșit. Da, uite, e ferbinte, e foarte ferbinte. Uitați ce mari e-s. Grasă. Și ce pufoase e-s, foarte pufoase, nu pot să le țin în mână, că mă arde. Și aici vreau să vă arăt gem de căpșuni. Uitați, întreg, vedeți? Uitați ce fain e. Adică, noi zicem gem, dar cum zice soțul meu, e dulceață. Gem dulceață. Da. Și acum, bineînțeles, o să pun în ea și zice soțul meu, așa îmi zice, zice, nu pune foarte mult, zice, mie că mie nu-mi place cu mult, dar mie nu-mi place cu puțin. Ție poți să spui. Da, dar noi n-am. Bine, am glumit. Ha. Deci uitați așa, o mânjim un pic și, bineînțeles, o rulăm. Vai, ce fierbinte. Uitați ce mare este și ce groasă este, ce faină este. Foarte, foarte fain, foarte pufoși, așa de fain miroasă. Vezi, foarte bine miroasă. Trebuie să iese gemul din ele, dacă deci groase. Foarte bine miroasă și foarte pufoasă și groasă, dar mânci una din asta, nu-ți mai trebuie ceva. Chiar e foarte mare, foarte pufoasă, e chiar ca... Dacă știți, clătitele aia americane, așa de pufoase și de groase, îs, uai, de ce fierbinte, să nu vă spun. Au, lasă-le așa, Mihai, că vreau să ajungă tot, le pun pe aceeași farfurie. Nu le mai pun tot cât e ăsta, luăm de acolo și așa. Uai, dar nu pot
nu pot să le ating așa de... Nu să le mai stie. Deci e foarte fierbinte, credeți-mă că nu, nu am cum să umblu. Trebuia să lasă mai sărăcească. Trebuia să lăsăm, noi numai ne grăbim, să vă arătăm și îi marde. Chiar nu pot să le mai împătur, că din jos tot mai sferbinte. Și vreau să vă spun că așa arată clătitele. O să chem pe Miriam și să gustă și vă spun sincer, e foarte pupoasă, foarte bun. Să iau una, să o tai, să-i arăt? Sau cum facem? Nu știu. Dar vă rup, uitați așa. O să vede cât îți dă groază. Da, dar vreau să le rup ca să-i arăt. Uitați-vă aici. Vedeți cum e aluatul? Ce fain arată. Foarte fain arată. Chiar e bun. Foarte bun. I-am făcut odată cu făină de mălai. Da, mai țineți minte, nu? Gris. Dar are și drojdie, da. Aia e interesant, deci e foarte bun. Deci 4, ăsta e 5. Abia așa de groase, de-abia le pot... Uitați, în asta am pus mai mult gem. Asta e a mea. Hei! Nu vine Miriam, da, hei. Și așa arată. Clătitele noastre, 6 bucăți la număr. Vrei să-ți spun, Miriam? Deci, da, na. Hei, pun la Miriam și o să mănce, o să te doare stomăcuțul dacă mănci. Să se mărăcească, poate. Să mărăcească un pic, un pic. Deci mai lăsăm câteva minute să răcească, că sunt foarte fierbinte și atunci normal le gustăm. Fii cu minte. Și noi vă dorim poftă bună. Dacă vreți, puteți să încercați liniștit, că nu o să vă pare rău. Și asta este clătita noastră ce am făcut de post. Arată, da, foarte bine. Gustul este foarte bun. Încercați, vă dorim poftă bună, vă iubim, la revedere! La revedere! De ce sunt așa pufoase? Că așa sunt, sunt foarte bune! Hm.